Președintele francez Emmanuel Macron a sosit în România și s-a dus direct la baza Mihail Gogălnicianu, unde a fost întâmpinat de premierul Nicolae Ciucă. Liderul de la Elysée va avea o întâlnire privată cu militarii francezi staționați la baza din județul Constanța. Acolo se află și corespondenta TVR, Ana Maria Stancu, este acum în direct cu noi. Ana Maria, bună seara! Bună seara, bun găsit tuturor! Așa este, în urmă cu aproximativ 20 de minute, aeronava în care se afla președintele Franței, Emmanuel Macron, a ajuns aici la aeroportul internațional Mihail Gogălnicianu, a aterizat și în următoarele minute urmează ca șeful statului francez să coboare din această aeronavă și va fi întâmpinat de ministrul apărării naționale, Vasile Dâncu, dar și de premierul Nicolae Ciucă. Cei doi oficiali români au ajuns aici înainte de ora 19 pentru că această ceremonie era programată să înceapă la ora 19, însă aeronava a întârziat aterizarea. În această seară, președintele Ana, francez, dacă mă auzi, tocmai l-avem în imagini pe președintele Franței. Se va întâlni cu militarii francezi, va sta la masă cu aceștia și mâine de dimineață președintele Klaus Iohannis va fi cel care îl va întâmpina și de aici urmează să aibă loc întrevederi. Dacă mă auzi, Ana, chiar acum îl avem în imagini pe președintele Franței, Emmanuel Macron, cel care a coborât în urmă cu doar câteva momente din aeronava prezidențială. A fost întâmpinat de premierul Nicolae Ciucă. Mă voi întoarce la tine, Ana, pentru detaliile acestei vizite și programul pe care îl va avea președintele Franței atâta timp cât va sta pe teritoriul țării noastre. Acum la sosire, președintele Franței este întâmpinat, așa cum spuneam puțin mai devreme, de ministrul apărării naționale, Vasile Dâncu, și de premierul Nicolae Ciucă. Aceștia îl vor întâmpina, iar mai apoi vor merge în baza 57 aeriană din Mihail Gogălnicianu, unde președintele francez se va întâlni cu militarii francezi, va sta la masă cu aceștia, iar mâine de dimineață, în cadrul unei ceremonii oficiale, președintele Klaus Iohannis va fi cel care îl va primi aici la bază, îl va întâmpina pe Emmanuel Macron. Împreună vor sta de vorbă cu militari, francezi, români, dar și de alte naționalități care sunt dislocați în baza militară de la noi. Mai mult decât atât, vor avea și convorbiri oficiale, vor discuta despre sporirea securității pe flancul estic al NATO, despre situația tensionată din Ucraina, dar și despre măsurile de sprijin pe care le-au în vedere pentru Republica Moldova. Tot mâine Emmanuel Macron, președintele Franței, va ajunge în Republica Moldova și se va întâlni cu președintele Maia Sandu. Nu știm cu exact acum dacă va ajunge în zilele următoare și în Ucraina și acest lucru nu ne-a fost comunicat oficial din cauza măsurilor de securitate impuse. Ana, apropo de măsurile de securitate impuse, ce presupune această vizită a președintelui francez în România? Care sunt măsurile de securitate luate în zonă? Noi suntem ținuți departe de aeroportul internațional Mihail Gogălnicianu, nu avem acces în proximitatea acestuia, nu avem acces nici măcar în parcarea acestuia pentru a putea vedea mai de aproape ce se întâmplă, pentru că acolo sunt forțe de ordine, sunt măsuri sporite de securitate, astfel încât să fie eliminate toate riscurile, având în vedere că vorbim despre o delegație oficială, despre președintele Franței. Mai mult decât atât, nu ni se spun cu exactitate ore, nu ni se spune cu exactitate ce urmează să facă președintele Franței și nici măcar unde va nopta, dacă va rămâne într-o cazare aflată pe teritoriul Constanței, dacă va rămâne aici peste noapte în baza aeriană 57 Mihail Gogălnicianu alături de militari. Toate lucrurile le aflăm pe parcurs, le aflăm în ultimul moment, astfel încât să știm cum vor decurge ele. Toate aceste lucruri tocmai pentru ca președintele Franței să fie protejat, la fel și oficialii care se află împreună cu acesta. Dar trebuie să le spunem telespectatorilor că președintele Klaus Iohannis se va întâlni mâine cu omologul său francez Emmanuel Macron la baza aeriană Mihail Gogălnicianu. E bine de știut că cei doi șefi de stat vor avea convorbiri oficiale și se vor întâlni cu militarii români, francezi și din alte țări aliate care se află pe teritoriul României în cadrul efortului de întărire a posturii de descurajare și apărare a flancului estic. Vizita președintelui Franței
are loc pe fondul unui dialog politic bilateral intens și în cadrul oferit de parteneriatul strategic dintre cele două țări, precum și de cooperarea strânsă în plan european și internațional. La acestea se adaugă și decizia recentă a Franței de a fi națiune cadru pentru grupul de luptă aliat din țara noastră și de a participa cu trupe la acesta, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale. Imaginile pe care le urmăriți în acest moment sunt de la baza Mihail Gogălnicianu din Constanța, acolo unde a ajuns președintele Franței în urmă cu doar câteva momente.